Spun bună dimineața din Cluj-Napoca, oraș roșu. Oraș roșu, că așa sunt regulile și unde mai pui că e și un miros, bine că nu simțiți, de la groapa de gunoi. Așa e la noi, de la groapa de gunoi, în orașul de 5 stele, pute de-ți cade și pe la măsele, mirosul din nas până la măsele. În orașul de 5 stele, nu știu ce Dumnezeu, nu le iese acolo o groapă, nu reușesc să o acopere, nu reușesc să selecteze acolo gunoaiele, trebuie să simțim noi tot mirosul ăsta. Că zice lumea că de-aia trebuie să purtăm una într-una mască în Cluj-Napoca, să nu simțim mirosul de acolo. Vai și amar de capul nostru, așa s-a dezvoltat Clujul de pute, dar atenuăm acest miros cu o cafeluță. Foarte bună cafeluță. De ce e bună? Pentru că Deliana și cu Daniel mi-au cumpărat o cafeluță. Ei au intrat pe site-ul Buy Me a Coffee, unde am cont, și de acolo mi-au cumpărat o cafeluță. Le mulțumesc, să le țină Dumnezeu suca și năravul. A sunat clopoțelul, ați intrat aici pe YouTube, că mai avem și știri de bine, nu numai de rău. Când sună clopoțelul, nu sună ro alertul. Auzi mă, că dacă mănânci pe stradă, nu e obligatoriu să porți mască. Ce chestia? Ai de mers la cumpărături, îți iei de acasă un sandwich. Pe unde mai mergi pe la cumpărături, îți mai iei un măr, îți mai iei o banană, îți mai iei un corn, îți mai iei ceva și mănânci. Tot traseul mănânci. Și apoi ne mai mirăm până la urmă că o să creștem în greutate. Decât să poarte unii mască pe față, mai bine mănâncă una într-una pe drum. Nici nu poți să te mai saluți cu cineva că ai gura plină. Dar asta e un avantaj dacă stai la oraș. Ajungi acasă, te întreabă soția, te întreabă soacra, nu? Și de mâncare, nu, că eu am luat astăzi masa în oraș. Așa o fi. Mai ales dacă e frig, dacă și plouă și tu stai cu supa în stația de autobuz și mănânci nasol, că și la Ploiești. Pacienții ținuți în ploaie. Nu mai sunt locuri în spital, pacienți triați afară în ploaie. Nu-i frumos, dar pe undeva e normal. La Ploiești stai în ploaie. Acum nu știu cum e triajul la Pitești. Trebuie să stai pitit? Cum o fi triajul la spitalele din... la spitalul? Bănuiesc că este unul un băicoi. Se băicoiesc ăștia până îți spun la ce cameră să mergi, la ce medic ai nevoie, ai de capul nostru. Nu se poate așa ceva, domnule, să stai în ploaie. Și Dan Bittman stătea ieri după masă pe terasă, stătea în frig și vânt acolo ca un bătrânel zgribulit, cu o pătură pe el. Au și venit câțiva și au dat câte 5 lei când zice, du-te nene acasă și ia-ți o băutură caldă, că cine știe, cine știe ce se întâmplă, ai grijă de tine. În sfârșit, Nicu Jordan a ajuns primar la București cu acte. După o lună de zile de la alegeri, a fost votat și validat. Dar până să se mute în biroul lui, mai durează încă vreo lună. Până își scoate doamna Firea toate cruciulițele, toate iconițele, toate raclele cu moaște pe care le are acolo, mai durează un pic. Deci, Nicu Jordan are oricum răbdare, că el și așa lucrează la teoreme de astea nedemonstrate. Acum rămâne să demonstreze faptul că și în București poate fi apă caldă. Teorema apei calde, bainicul Șordan. În schimb, Magda Catone, nici n-am auzit până acum. Vorbeam noi de diverse vipuri care au câștigat ceva mandat în urma alegerilor locale. Magda Catone, o știți, doamna cu detergent, o actriță Magda Catone, ci că a prins post de viceprimar la sectorul 2. N-a ferice de cei care stau în sectorul 2 când pune doamna Magda Catone mâna pe dezinfectanți, pe dero și pe mop, face o curățenie de va fi sectorul 2, lună și boc, sau lună și bec, depinde de preferințe, momentul sponsorului, cafeluța. Mulțumesc încă o dată, Deliana, mulțumesc, Daniel, pentru că ați cumpărat această cafea pe care o beau cu deosebită plăcere în această dimineață alături de voi. Să fim sănătoși! Să fim sănătoși și să nu ne lăsăm, că ăștia... vai și amar. Deci, până ca să ajungi primar, îți ia vreo două luni. Deci, după ce te-au votat oamenii, cam două luni până îți iei funcția în primire. Nu știu, la americanii altfel, n-am înțeles că... ci că ăștia te votează de vreo câteva săptămâni. Până acum nu știu câte zeci de milioane au mers la vot. La americani văd că e mai simplu. Poți vota prin corespondență, secțiile de votare stă deschise, te duci, votezi. Dar dacă te răzgândești, m-am gândit așa că...
în 2-3 săptămâni, multe se pot întâmpla. Te-ai gândit să mergi cu Trump, nu-ți mai place Trump, te duci înapoi. No, vă rog frumos, căutați în votul. Păi, dar votul e secret. Era un pic îndoit, știți? Ca și când se caută lucrările pe la diverse examene. Era un pic îndoit votul meu. M-am gândit acum, merg cu Biden. Merg cu Biden, scandal și în America. Ci că fiul candidatului Joe Biden, Hunter Biden, avea afaceri chiar și în România cu, vorba lui Cali, Puiu Popovici, mă înțelegi? Puiu Popoviciu. Aveau niște afaceri, plăneau să facă niște imobiliare, că ce să facă, cele mai mari sau cea mai mare investiție de imobiliare în sud-estul Europei, inclusiv și un aeroport în România era prevăzut să-l facă fiul lui Joe Biden, Hunter Biden. Apoi treaba lor, să fi făcut, să nu fi făcut, cu rușii, cu ucrainienii. Ce mi se pare ciudat și ziceți voi. Cum să-i pui nume la copil? Hunter, mă. Ce înseamnă Hunter? Vânător, vânătoresc. Vânătorul Biden. Și cum? Bă, tatăl cheamă Joe, adică un fel de neluțul. Cum înțeleg că toți ăștia care au nume mai de sfânt încearcă să recupereze când pun nume copiilor, să pună un nume mai, nu știu, mai cu prestanță poate, dar de unde și până unde să-i pui nume vânător? Ești cu copiii în parc și la un moment dat se aude un strigăt, vânătorul! Toți se pun la pământ, mai ales în vremurile astea. Ce vânător? Cu ce trage? Are praște, are pușcă, are undiță cu lunetă și muniție aferentă? Cum să pui nume la copil vânător? Vânătoruțule! Da, mai stați pe-n țară? Mai facem față? Dar unde să ne ducem? Că nu suntem premieri. Domnul Orban este dus cu pluta, era să zic noi, dus cu avionul la Macron. În Franța, 2 zile stă în Franța, na? Alea coniace. Asta e city break-ul lui, zice că e ceva vizită diplomatică, dar eu cred că merge să tragă niște coniace, niște colo cu français, parle, da. Și s-a declarat solidar cu Macron în disputa cu Erdogan, ăsta, turcul Erdogan. Eu zis, turcul nu, cum e turc așa e pistolul, ce-i în gușă e și în căpuș. Eu zis la Manole Macron, eu zis, bă, mai du-te și mai controlează-te, că la care Macron s-a enervat și a zis că și-a retras ambasada din Turcia și a zis că îi trimite pe bunicuța, pe capul lui, să-l certe un pic, să-l cicălească pe Erdogan, că ce rahat face el, ce baclava face cu declarațiile astea. Eu nu știu dacă cafeaua e bună, nu-i turcească, dar e de la Deliana și Daniel, mulțumesc frumos, buy me a coffee / Nicu Bendea. De acolo să pot lua cafele în numele meu, adică pentru mine, să fie cât mai dinamică întâlnirea de dimineață. Uite cum e, iei o cafea virtuală și până la urmă ajuns să o și bei. Ca și școala de acum, în scenariul roșu, școala e virtuală. Și vine doamna de la educație, doamna Anisia, nu știu cât o mai țin acolo, sigur, ia post de senator sau deputat și scăpăm și de asta și vine altul mai... La educație, da, a zis că dacă scenariul roșu în respectiva școală, nu se mai dau teze. Bă, elevilor, mă, ce an ați prins, ce an de grație, fără teze, fără... Acum, din toată școala asta, la teze mai erai un pic mai stresat, că era materia din tot semestru, trebuia să faci o lucrare de sinteză, să știi, să faci niște conexiuni, să rezolvi niște probleme din mai multe capitole. Acum, salutare! Cred că tezele vor fi date așa. Pentru nota 5, pornit oprit calculatorul. Pentru nota 7, restartarea modulului de wireless. Iar dacă dorești nota 10, trebuie să arăți că poți să te bați în rețea până la nivelul 2 în orice joc de strategie. Asta e școala românească, să se știe. Totul e virtual. Apoi când ne-au tratat și pe noi doctorul virtual peste vreo 10-15 ani generațiile astea, când mecanicii auto nu repara mașina tot virtual, după câte școli au făcut virtual, să nu ne mai mirăm. Noi ne întâlnim virtual, că altfel nu avem cum. Asta e bucuria noastră. Chiar dacă azi se anunță ceasuri rele și un pic de ploaie, noi mergem înainte. Încă n-am ajuns la mijlocul săptămânii și mai avem atâtea de făcut. Mulțumesc frumos de urmărire. Mulțumesc de Deliana, Daniel, încă o dată de cafea. Este butonul ăla, buy me a coffee. Se poate comanda cafea, că de pe link, că n-avem voie în decursul săptămânii, v-am mai zis eu. Cam atât pentru astăzi, aștept comentariile voastre să vedem ce subiecte, ce ițe mai descălcim mâine.
O zi superbă, cu tot ce vă doriți. De aici, din Cluj, orașul de 5 stele, care pute bine. V-am salutat!